Scriitorul și omul politic Marco Bela a fost sâmbătă prezent la Salonul Hunedorean al Cărții de la Deva, unde și-a prezentat volumul Ruleta Maghiară, convorbiri cu Marco Bela despre literatură, politică, societate, apărut în anul 2014. Volumul oferă prilejul celor care l-au cunoscut pe Marco Bela doar în ipostaza de om politic să descopere în persoana domniei sale un poet de mare sensibilitate și originalitate, un intelectual autentic, un gânditor în spirit european, un reprezentant al națiunii căreia îi aparține și cu ale cărei probleme s-a identificat de fiecare dată. Avem bucuria de a-l da ca oaspete pe intelectualul, scriitorul și omul politic Marco Bela, nume foarte bine cunoscut celor ce urmăresc viața politică din România ultimilor 20 de ani. Vă spun bună de adevăr, domnule Marco Bela, și vă mulțumim pentru că ne dați prilejul să vă cunoaștem de aproape, să cunoaștem cât mai bine date despre personalitatea omului de cultură, a politicianului, a Transilvaneanului Marco Bela. Cunoscutul om politic Marco Bela a fost pentru prima dată la Deva în calitate de scriitor. Cum se simte scriitorul? În acest moment, în general, și nu mă refer numai la mine, am impresia că scriitorul, pe de o parte, se simte mai bine, fiindcă are posibilitatea să se exprime liber, să spună opinia față de politicieni care, așa cum văd eu în acest moment, sunt conduși de o anumită demagogie, de un anumit populist și spun acest lucru cu un trecut de politician destul de lung în spatele meu. Pe de altă parte, totuși nu cred că societatea noastră a acordat atenția necesară scriitorului, cărții în general, omului de cultură. Alături de Marco Bela, la evenimentul organizat în cadrul Salonului Hunedorean al Cărții au fost prezenți și Lorin Sel, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, europarlamentarul Iuliu Winkler, președintele Organizației Județene Hunedoara a UDMR și Ișvan Dezmeri, președintele executiv al Organizației Județene Hunedoara a UDMR. Pentru întreaga operă literară și promovarea spiritului european în viața politică, Biblioteca Județeană i-a conferit lui Marco Bela o diplomă de excelență. La final a urmat o sesiune de autografe.